făcut, ce ți-am spus eu? Da, am făcut ordine, am aranjat și masa. Da, dar din ce ți-am zis eu, ai făcut ceva? Eu nu văd nimic, ce ai făcut? Hai să mai facem o dată cunoștință, cenușărea s-a încântată. Ce faci, Corina? Ai făcut ce ți-am spus eu? Dar cum de măturat? Păi mai am puțin să mătur aici și termin. Ia-o-și tu, mamă, mai ușor, că totuși a fost și-a crescută de bunică. Ușor, că dacă ar fi alta, ar mătura pe jos, să spun eu. Dacă știam că o să fie așa, nu am în viața mea în casa asta, ai înțeles? Așa da. Se calcă. Păi cum se calcă? Mamă, se calcă întâi spatele, mamă, toate au o logică. Mamă, ești foarte dulce, te-aș lua de nevastă, jur. Îmi faci stare scumpică. Tu-ți vreau binele și nu vreau să-și bată nimeni joc de tine, că nu mai știu cum te-am crescut. Gabi nu mă apără în fața lui maică-sa. Maică-sa nu se înțelege absolut bine cu nimeni. Pare că ascunde ceva. Nu putem să ne înțelegem ca două surori? Ce să ne înțelegem? Păi noi nu mai suntem, nu te mai consider sora mea. Da, cu problema aia pe care o aveți dumneavoastră din trecut, cum rămâne? Ce problemă, mă? Ce știi tu și eu nu știu? Să știi că eu nu vreau să mai aud absolut nimic despre tine, iar mama mea adevărată este cea care m-a crescut. La început de drum, tinerii au nevoie de ajutorul părinților. Asta dacă ei îl pot oferi. Dar când acest ajutor vine la pachet cu obligații foarte mari și cu tot felul de reguli pe care trebuie să le respecti fără să le vezi rostul, atunci ar fi mai bine ca tinerii să se mai gândească dacă de fapt părinții îi ajută sau subjugă. Corina are 22 de ani și a fost crescută de bunici după tragica dispariție a părinților în urma unui accident de mașină. Acum este la vârsta primei mari iubiri, iar alesul este Gabi, un tânăr de care o leagă o istorie asemănătoare, pentru că și el a crescut fără tată. Ce faci? Ce faci, dragă? Uite, te așteptam. Ia un loc. Iau. Ce zici, bem diseară o sticlă de vin și mai stăm, mai vorbim puțin, ne mai distrăm, poate ne uităm și la un film, poate căutăm și noi niște oferte de chirii să ne mutăm împreună, ce zici? Înainte sau după o partidă de amor? Bineînțeles că înainte, dragă, că știm bine că dacă ar fi după, te-ar lua somnul și n-am mai putea să facem nimic. Of. Sunt Corina Matei, am 22 de ani și sunt proaspăt angajată la o firmă de curierat, la departamentul financiar contabil. Sunt Gabi Nedelcu, am 25 de ani și lucrez la o firmă care produce termopane. Că tot veni vorba de chirii, ne-am tot uitat, știi? Și am văzut că sub 350, poate 400 de euro, nu găsim nimic. Și, nu știu, m-am gândit să ne mutăm cu mama. Ce zici de treaba asta? Să ne mutăm cu mama ta? Da. Adică să ne mutăm la mine, nu știu, avem atâtea Gabi. Avantaje. L-am întâlnit pe Gabi în urmă cu 2 ani și ne-a unit multe, inclusiv faptul că el a crescut fără tată. Gabi, știi bine că eu nu vreau să o deranjez cu nimic pe mama ta, nu am absolut nicio problemă cu ea, dar nu mi se pare normal să ne mutăm cu ea. Mă trezesc dimineața, mă duc la baie, poate sunt în chiloți, poate așa, și mă vede maică-ta prin casă și... Doar o să... în chiloți sau și în... topless. Termină cu miștourile, că nu am chef acum. Deci îți zic cel mai serios că nu vreau să mă mut cu mama ta. Poate venim într-o seară din club, o deranjăm când venim acasă, ea e mai în vârstă, poate vrea să doarmă la ora la care venim noi și o deranjăm așa tot timpul, nu mi se pare normal. M-am gândit că dacă ne vom muta cu mama, putem să punem niște bani deoparte, ceea ce ar constitui o sumă importantă pentru viitorul nostru. Asta cu banii deoparte mi se pare o idee foarte bună. Eu sunt de acord că mama ta este în regulă cu mutatul la ea, dar poate ea nu se gândește acum că noi suntem tineri, că poate ne trezim mai târziu, că poate nu avem tot timpul timp în ziua respectivă să facem curățenie. Ți-am zis, nu, mi-ar plăcea deloc să o deranjez. Chiar nu mi-ar plăcea deloc să o deranjez. Așa, dacă am sta împreună, am avea mai multe oportunități, am putea să ne distrăm mai mult, poate vin prieteni pe la noi, poate facem petreceri. Așa cum mama ta în casă, nu că cred că avem dita mai casa, nici nu o simțim, nu ne deranjează cu nimic. O să vezi, nu știu, eu zic să te mai gândești un pic la propunerea mea. Părinții mei au murit când eu eram mai mică, într-un accident rutier. M-a crescut bunica mea. Pe ei știu doar din poze. Bine, asta cu strânsul banilor, că poate ne ajută pentru un avans, pentru un nuntă, exact. Sau poate pentru ce vrem noi să ne cumpărăm mai departe. Ne-am făcut atâtea planuri și ne-ar fi mult mai ușor așa.
să zic câteva luni acolo, să zic 5-6 luni, ar fi ok. Exact, e o chestie temporară, adică... Ia stai puțin, că sunt super curioasă. Deci ar veni, hai să punem 400 de euro, ori 6 luni, 2400 de euro. Gândește-te, cum ar suna noi doi și 2400 de euro după câteva luni? Putem să dăm un mic avans pentru un apartament, ceva, dacă... Da, mă, hai. Putem să ne facem multe planuri. Eu sunt de acord cu chestia asta. Dar doar dacă îmi promiți că este doar pentru un anumit timp, nu permanent. Îți promit. Planul pe care îl are Gabi necesită compromisuri uriașe. Sper să merite, măcar să stăm o perioadă cu mama sa. Îți promit că e o chestie temporară și îți promit în același timp că o să te simți bine, o să fii ca la tine acasă. Mm-hmm. Bine atunci, așa rămâne. Dar sper să fie așa. Îți promit. Bine. Îți promit. Bine. Hai să mergem. Hai. De dragul lui Gabi, Corina a acceptat să se mute la mama lui, dar asta înseamnă că trebuie să experimenteze și statutul de noră în casă. Ce faci, Corina? Mai ai? Mai am puțin, adică trebuie să le împachetez pe astea, să le pun în dulap și... Hai că mai ai puțin și termin. Da. Ia să vă, cum le-ai aranjat? Am încercat și eu să fac tot ce am putut. Dar le-am pus nu acolo pe... Nu sunt cam înghesuite, mă. Nu, mie mi se pare că sunt chiar ok puse, nu? Și șifonat, așa, le pui tu. Când ai tu timp într-o zi, să te ocupi de ele, să le iei și să le calci. Cam, sunt șifonate, nu? Să cade, să le pui și pe umeri era șifonate. M-a rupt ziua asta. Am făcut curățenie și am aranjat hainele în timp record, ca o furnică. Le las așa și văd eu cum le fac și așa nu o să stăm mult aici. Ei, adică... cum n-o să stați, mamă? O să stați toată viața. Nu vă dă nimeni afară. Și așa eu sunt singură. Sunt văduvă de foarte mult timp, nu mă mai precăsătoresc. Am convenit cu Gabi că o să stăm în jur de 5-6 luni, adică nu vrem să stăm pe capul dumneavoastră. Nu, eu nu vreau să stau fără Gabi, eu am fost și mamă și tată pentru el. Tu îți dai seama cât de greu mi-ar fi să plece de acasă. Da, o să-l vizitați, nu e problemă, puteți să mai veniți pe la noi. Una e vizita și alta e că să... stăm permanență cu mine. Nu se poate să plecați, nu vă las să plecați. Stați cu mine că singurătatea mă omoară, nu pot să stau singură. Eu mai stau puțin aici, vreau bine, să merg să fac eu, un duș. Bine, nu vii să mănânci? O să vă prepar ceva de mâncare. O să vin, fac un duș, mai stau puțin pe telefon și vin imediat. Bine, hai că mă duc. Nu-mi place să vorbesc de rău pe nimeni, nu sunt genul. Dar fata asta nu mi-a lăsat o impresie plăcută. Eu credeam că-i mai cu capul pe umeri, dar pare să că m-am înșelat. Găbițule, ce faci? Ce faci, mamă? Bine, mi-e și mie foame. Să-ți fac ceva de mâncare, că... Fă-mi și mie ceva de mâncare. Fata aia ta mâncă mai are de aranjat. Azi că mai vorbește la telefon, că nu știu ce. Să face mama de mâncare, nu te las așa că... Fă mamă de mâncare. Dar să ne faci ceva la amândoi, că vreau să mănânc cu ea. Nu înțelegi că ea mai are de aranjat? O aștept. Mama e așa, mai cu gura mare, mai conservatoare, că doar e mamă de băiat. Așa, ea spune că mai are de dat telefoane, că trebuie să-și termine de aranjat lucrurile și așa că n-are rost să stai după ea. O să vină, o aștept și eu. Poate când o să vină? O să fie situații când o să fie ea gata și o să întreabă și o să mă aștepte și ea pe mine. Ce mare treabă, doamnă, zis că dă și telefoane, ce treabă mai e aia? O avea niște probleme la muncă. Chiar sunt așa de importante, nu poți să aștepte. Nu știu dacă a fost o idee atât de bună să mă mut cu Corina aici. Cred că o să-i facă mama zile negre. A vrut să se mărite, trebuie să se comporte ca atare, ca o femeie măritată, da? Ia o știu, mamă, mai ușor, că totuși a fost și-a crescută de bunică. Ușor, că dacă ar fi alta armătura cu ea pe jos, să spun eu. A fost crescut și din potrivă, bunica trebuia să-i dea educație, să o învețe. A avut o situație mai specială, mamă, nu e chiar așa. Dar are și o vârstă, nu mai are 15 ani, are 25, nu? Eu nu am făcut așa cu taică. Mamă, fiind mama mea. Și nici mama cu tatăl meu, a avut grijă de el să nu-i lipsească nimic, masa să fie masă, toate nu așa. Hai că eu fac ce vreau și tu du-te să-ți facă de mâncare. Mamă, una peste alta, eu îți mulțumesc că ai primit-o în casă cu dragă inimă și chiar vreau să aveți o relație foarte bună. O avem, dar nu așa
cu felul ăsta. Mie nu-mi place, să știi. Mie nu-mi place de... Pe bune, te-a lăsat ca pe cal aici. Mamă, și... Mamă, de dragul meu, trebuie să-ți placă. Obișnuiește cu gândul ăsta că ea o să fie soția mea. Nici nu mă gândeam să reacționez în halul ăsta. Chiar să nu-o placă deloc pe fata asta. Gata, uite, gata, omule, da? Mulțumesc, mamă. Îmi place, nu? Da, mamă. Ce deliciu. Hai, ia să mâncă. Să-ți dau și pâine? Hai, lasă, nu-ți dau pâine, că te îngrași și nu te mai place Corina. Păi ea chiar așa din prima zi a ajuns să-l înfometeze pe băiatul meu. Ea își face duș, se culcă și băiatul meu stă nemâncat. Gata, am terminat. Ce faceți? În sfârșit, ai terminat și tu. Ați mâncat? Păi uite, da, gata, terminat de mâncat. Tot aștepta, dacă n-ai venit. Am vorbit cu o prietenă la telefon și după am făcut duș. Uite, nici mâncare nu mai ai decât resturile alea. Dacă vrei, uite, faci și tu omletă, tigaia aici. Lasă că mănânc resturile astea care sunt aici. Cum să mănânc resturi? Păi dacă atât am venit ia-ți... când trebuia la masă, doar știi, băi, mă duc și eu să stau cu bărbatul la masă, nu? Atât am ia-ți oprit și mie, na, ce să fac? Păi ce țeamă prin care a rămas de la gabe un rest, pune-și mâna și fă-ți și tu. Eu n-aș avea nicio problemă cu femeia asta, doar că este din calea afară de cicălitoare. Îți place? Da. Omleta făcută de mama e favorita mea. Să nu mai zic că trebuia să-ți gătească ea. E și greu. Uite, de făcut. Uite, zic de față cu ea că ăsta e adevărul, nu merg. Nu mai judecă. Dă de subturi. Sunteți două țațe. Mă doare capul. Hai, lasă că nu sunt două țațe. Aici, te doare de la oboseală, nu de la altceva. Nu e chiar așa. Hai că vă las să mai discutați. Nu stau pe capul vostru. Mulțumim. Plăcere. Dacă știam că o să fie așa, mă mutam în viața mea în casa asta, ai înțeles? Fiști tu un pic mai înțelegătoare și... Ce înțelegătoare, mă? Tu vezi că stă cu gura pe mine de când am venit? Ziceai că o să fie doar lapte și miere, că o să fie perfect, că o să ne înțelegem bine cu ea. Măi, stă pe capul meu de când am venit. Nu mai... Hai, fiști tu mai înțelegătoare puțin. Las de la mine, bineînțeles că las. Așa. Că n-am nebunit. E o chestie temporară, dacă am zis că ne mutăm în câteva luni, bine, o să ne mutăm. Bine, nu mai spune chestia asta, că mi-ai mai spus-o de o grămadă de ori. E o chestie temporară. Hai că nu vreau să ne certăm din cauza asta. Da, eu te-am rugat pe tine ceva și sper să înțelegi. Lasă-mă și pe mine să vorbesc, te rog frumos. Ți-am zis, rămân în casa asta, dar dacă mă mai cicălește mult, plec. Bine, o să am o discuție cu ea, n-am te mai agita atât. Chiar te agiți degeaba. Dacă spui tu. Hai să fie ca tine. Hai, poftă mult. Mersi. Corina este înțelegătoare deocamdată, dar nu pare dispusă să tolereze prea mult înțepăturile viitoarei soacre care, pe de altă parte, vrea să o modeleze încă de la început pe Corina. După masă merge o cafea, nu? Merge. Mai ales la ora asta. Vai, iubitul meu, mama, ce harnic ești tu. Ai terminat și de mâncat, ai trezit și de dimineață, ești păi, matinal. Nu mă știi. Ei, nu știu eu ce-am crescut. Am o zi grea astăzi, mam. Te cred, las că te descurci tu, că ești băiat descurcăreț. Băi, da. Păi, nu se poate să nu te descurci. Poftim eu cu treburi administrative, gospodărești. Neața! Ia, uite cine s-a trezit, Neața. Neața. Bine, ce să fac? Am dormit prea mult? Cam greu. Cam mult. Da, cât e ceasul? S-a terminat de mâncat. Cât e ceasul? E târziu. E... Deja... Hai, ia un loc aici. 8:30. Să-i faci și ei, mamă. Ce să fac? Nu știu. Uite, un lapte. Lapte? Da. Noi eu nu prea beau lapte. De obicei beau cafea dimineața. Păi da, ești așa amențită. Cum să nu bei lapte? Bei cafea pe inima goală, pe stomacul gol. Hai, mamă, fă și eu cafea, că și iau. Să bea lapte nu mai știu, știi, că ăsta e proaspăte, sănătos, ăsta are calciu, o ține pe picioare. Nu ai văzut că e moleșită, e amețită toată ziua? Nu, sunt amețită, nu sunt amețită, nici moleșită. Doar... Dar uite că dorm în continuu. Normal că este sfrijită. E așa cum e, că dacă nu se hrănește corespunzător... Da, e 8:30, nu e 8:30? Păi da, cred că e saltea bună aia, are fir de argint și se mulează, ia forma corpului. Într-adevăr, am dormit foarte bine, e saltea extraordinar de bună. Mă bucur că te-ai odihnit, dar totuși, trebuia să-i ții companie lui Gabi, așa mi se pare corect, nu? Ești viitoarea lui soție, nu? Păi da, doar că astăzi eu nu lucrez și am crezut că pot să dorm puțin mai mult. Da, nu vreau să-mi iei nume de rău, dar totuși, na, trebuia să fiți, să
mâncați împreună. Eu așa e în familie, așa am văzut la părinții mei. Dar nu se face așa, nu pot să... Hai că eu vă las, mă grăbesc. Nu mai stau. Bine. Vezi ce faceți, da? Fiți cu minții. Pa, mamă. Și tu. Pa. Pa. Serviciu ușor. Mulțumesc. Nu știu ce a apucat-o pe Duduia asta, dar mie cam începe să mi se ia. Are ceva cu laptele ăsta, nu știu, a băut lapte toată viața ei, mă pune și pe mine acum să beau, dar care-i problema ei dacă nu-mi place laptele, frate, până la urmă? Ce planuri ai azi? Hai, spune. Păi nu am plan astăzi, n-am niciun plan, astăzi mă duc la muncă, vreau să stau liniștită, dar da, nu știu bine, dacă hai, hai că astăzi facem echipă împreună, uite, o să te înveți, să te învăț să calci cum trebuie. Că mie nu mi-a plăcut tricoul ăla, era șifonat, pe bune acum. Bine, hai. Ce? E de supărare? Trebuie să știi să faci și treburile astea casnice. Nu, na, nu numai la birou, la serviciu și la asta. Trebuie să le faci pe toate. Asta e. Suntem femei și asta e menirea noastră, nu? Să îngrijim casa, bărbatul, ce să... Da, copii, când or fi. Da, bine. Haideți să mergem. Hai să-ți dau porție de călcat. Să nu mai văd pe Gabi cu lucrurile șifonate. M-a făcut cu nervii. Mă, nici bine nu m-am trezit că m-a pus cu fierul de călcat în mână. Nu se face niciodată așa ceva. Nu, eu chiar călcam când, nu știu, când eram mai mică, dar m-am decis să nu mai îmi, nu știu, pierd timpul și energia așa călcând tot timpul. Așa da. Se calcă? Păi cum se calcă? Mă, mamă, se calcă întâi spatele, mamă, toate au o logică, toate au o ordine. Întâi spatele se calcă la o cămașă și apoi fața. Păi cine v-a învățat pe dumneavoastră că păi se calcă? Păi cum, cine m-a învățat? Știu eu că așa se calcă și e corect. Of, că tare neîndemânatică mai este fetița asta. Cum crede ea că o să fie nora mea așa stângace cum e? Hai, dă-i bine, că uite, au mai rămas cute. Da, dar nu cred că mă grăbește nimeni, am toată ziua la dispoziție să le fac. Da, dar calcă bine. Calc, calc. Nu mi-a arătat și dumneavoastră? Că sunt curioasă. Ia. Și da, așa, mai apăsat, mai repede, nu așa, parcă ești bătută de brumă, fără vlagă, că lapte nu vrei să bei. De nimic nu e bună, e moale... Aș fi vrut să o văd așa, mai înfiptă, mai destoinică, să fie așa cum sunt eu, bună la toate. Ce să facem, doamnă? S-au schimbat generațiile, deci și nurorile, dar la drept vorbind, parcă și pretențiile sunt mari. Până la urmă, Gabi și Corina sunt doi tineri care ar vrea să se bucure cât de mult pot de acest început de relație. Eu ce să fac? Stau și mă relaxez, am și eu un moment de relaxare pentru că aparent nu e mama viitoare soacră, dacă o pot numi așa. Nu e pe aici să mă pună să mai fac curat, cred că mai are puțin și mă pune să tund și iarba. Gabi? Mhm. Gabi? Da? Oh, da, mă. Frate. Hai că deci mă enervează, ce să zic. M-a pus să șterg praful în toată casa. E ciudat, e ciudat. Nu, ți-am zis, dacă continuă așa, eu o să-l las pe el. Da. Da, mă, ieșim. Da, chiar am nevoie să mă distrez, chiar vreau să ies și las pe ăștia să se certe cât ori vrea ei. Uh-huh. Bine. La 11:30 ne vedem, da, acolo. M-am săturat până peste cap de Gabi și de maică sa. Eu diseară mi-am făcut planuri să mă duc în club. N-au decât să-și țină unul altuia de urât. Ce mai zici, bă, bărbate? Ce să zic, mă, uite, toate am umplit prin curte pe aici. Tare surpriză frumoasă mi-ai făcut. Când ai venit? Da, uite, zilele astea am venit în țară înapoi. Și ai să ai, mă, să vin și pe la prietenul ăsta. Nu e aici? Bă, nu știu dacă rămân sau ce fac exact, dar să văd unde mă duce viața. Afacerile merg bine. Bine, acum nu vreau să mă hazardez sau ceva, ce știi? Ce ai făcut? Cu ce te ocupi? Păi uite, cu afacerile astea ale mele, că au dat roade, știi? Ce zic? Și acum fac o grămadă de bani, știi? Super mișto. M-a ajutat, am avut și noroc. Cum a avut ăsta noroc de bani? Nu știu. După ce că a studiat în străinătate, acum are și afacerea lui, care produce o grămadă de bani. Normal, mă, că fără noroc. Dar lasă-mă pe mine, tu ce mai faci? Bine, sănătos? Da, mă, ce să fac? Uite, eu lucrez la o firmă de termopane. E de muncă. Dacă aș stau mai mult, aș face și mai mulți bani, dar deocamdată mă mulțumesc. Și ce să fac? Uite,
I-am făcut și o iubită de 2 ani de zile și încercăm să... Și e bună tipă? Uite, ea este Corina, spantele ei. Bravo, bravo! Și încercăm și noi să punem un ban deoparte, să... De asta s-a și mutat cu mine. Pe ce fată a reușit păcăliciul ăsta să pună mâna? Lasă că văd eu ce fac și poate las fără ea. Ai planuri ceva? Vrei să dezvolți o chestie? Nu, vreau să mă însor. Să te însori? Da. Băi, ești tânăr. Mi s-a pus pata, nu se mai înțelege nimeni cu mine, nici mamă. Tu te însori de gura maică-i? Nu, de gura ei. Nu, ea nu prea vrea. Eu vreau. Bă, te legi de mâini și de picioare de la vârsta asta, e de bâni la cap. În loc să fie așa albinuță din floare în floare, frumos, știi ce zic? Ce înseamnă să ai bani mulți în viața asta? Decizi tu totul, nu te bate nimeni la cap, e, ai toată lumea la picioare. Eu zic să te mai gândești puțin, nu sări în cap. N-am la ce să mă mai gândesc, că m-am gândit pe toate părțile acum, îți dai seama că decizia am cam luat-o. În orice caz, mă bucur pentru tine, mă bucur că ai revenit. Hai, poate ne vedem într-o seară la o bere să stăm și noi mai mult, stăm la povești. Da, sigur, sigur, te chem la mine, vii la mine. Hai, vin dacă e, îmi zici vin când și... Vin la mine într-o seară, facem acolo, bem o bere, o chestie, înregistrăm. Bine am spus că l-am chemat pe la mine. Sigur o să o aducă și pe ea. Vorbim, hai mai depănăm amintiri, mai ala, mai vorbim. Hai, bă, mi-a părut bine și hai că ne vedem și... zilele astea. Bine, hai, pa, salut, pa, pa, ceau, ceau. Pa, pa. Bine, a avut noroc cu ai lui că l-au ajutat, că au bani mulți. Că altfel era vai pe capul lui. Ce, cu ce să mai lăuda, Sebastian? Nu se lăuda, mamă, cu nimic. Ei, nu, a, lasă-mă că știu eu cum nu să laudă cu afacerile lor, cu bani, cu vei. Hai că mă duc înapoi la iubita mea, că am lăsat-o prea mult singur. Du-te, du-te că mă duc și eu să mai fac câte ceva prin casă. Corina suportă deja din ce în ce mai greu presiunea mamei lui Gabi și simte nevoia să se bucure mai mult de libertate. Nu are de gând să-l înșele pe Gabi, dar nici să-și petreacă fiecare seară alături de el și de o soacră deloc dulce. Asta ca să nu-i spunem acră. Hei, ce faci? Pleci în oraș? Da, trebuie să ajung neapărat la ședința asta pentru că este organizată de oamenii mei de la muncă și trebuie să punem ceva la punct important pentru bunul mers al companiei și nu am cum să lipsesc. Dar nu ești prea decoltată pentru ședința asta? Nu mi se pare deloc că sunt decoltată. Nu știu, trebuie să ai o ținută office la o ședință. Nu știu. Nu, acum ședința nu o să aibă loc într-un birou sau ceva. O să fiu eu cu colegele. M-a ușor cu gălăgia, că mi-e rău. Nu ți-a trecut mamă? Nu mi-a trecut. Să nu mă mintă ea pe mine că se duce la ședință seara. Cine Dumnezeu a mai văzut ședințe seara? Alea sunt puse și ele cu cap dimineața, în jur de ora 8 dimineața, dar nu seara. Eu îmi iau machiajele și mă duc un să mi le leg. Ai făcut ce te-am rugat? Da, am băgat și o mașină de rufe la spălat. Așa. Am șters praful, mi-am terminat de împăturit toate hainele, tot în ordine, deci... Și fasolea aia ai pus-o la muiat? Da, am pus-o, acum am o grămadă de timp. E bine, bine. E bine? Da, ok, să pleci. Vin imediat. Bine. Auzi, mă, Gabi, ție ți se pare normal ce faci? Lasă-o, măi, mamă. Tu crezi că pleacă la o șcare ședință îmbrăcat așa, de club? Asta-i ținută de ședință. Am încercat să-i fac joc cu mamei ca să nu o mai supăr. Ar trebui să înțeleagă și ea că nu mai e ca pe vremea ei și este într-un fel normal ca fetele să mai plece noaptea de acasă. Serviciul e foarte important pentru ea. Deci eu știu foarte bine, am mai avut ședințe de-astea seara. Așa, îmbrăcat așa? Da. Până la urmă, ea e o fată frumoasă și o văd șefii și o scoate în față. Uite. Păi tu, măi, că e imaginea firmei. Trebuie să fie și decentă, nu? Să ai o ținută decentă. Este, după părerea mea este. Acum am avut doar și tu o gândire mai îmbătrânită și altfel se îmbrăcau puștoacele pe vremea ta. Generații, nu chiar așa. Nu poți să te duci așa la o ședință, pe bune. Eu o înțeleg pe Corina și am încredere în ea. Înțeleg că este serviciu important pentru ea și chiar dacă, nu știu, prin absurd presupunem că are și în club, nu m-a supărat. Eu îți vreau binele. Îți vreau binele și nu vreau să-și bată nimeni joc de tine, că nu mai eu știu cum te-am crescut. Pe bune acum, eu te-am crescut cu greu, ți-am fost și mamă și tată, ia prefătă că ți-e și mai rău. Mamă, că nu... Dar numai să vedem dacă mai pleacă. Gata, am terminat. Bine, eu vă las. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic, am vorbit și puțin cu Gabi. Se simte din ce în ce mai rău. Măi, ești sigur ești bine? Nu ești bine, mă rog.
sigur, e ok să plec? Da, du-te liniștit. Poate oricum să stea mama ta cu tine, că chiar e foarte importantă pentru mine ședința asta și n-am cum să lipsesc. Știu. Du-te liniștită că o să iau pastila aia și să-mi facă un ceai și revin. Și oricum vin cât de repede pot, ai înțeles? Și vorbim prin mesaje să-mi spui cât de bine te simți, da? Bine. Dacă nu mai răspund, înseamnă că am adormit. Bine, e ok să dorm. Hai, te pup și ne vedem mai încolo. Ai grijă de tine, nu sta mult. Da, pa. Corina este plecată deja de câteva ore, iar faptul că este singură în oraș o intrigă pe doamna Mioara. Pentru ea, așa ceva nu este de tolerat. Ai văzut? Te-a durut un fund? Mă dorim fund de tine. Dacă de pe acum îți faci așa, întreabă-te mai târziu cum o să fie. Ți-am spus, nu? Până la urmă, asta e treaba mea. Nu-mi inspiră încredere. Am încredere în ea. Puțin îi pasă de tine, tu nu vezi? Dacă eu am încredere în ea și... Inima de tine, că ți-e rău? Mamă, te rog, acordă-și tu mai multe șanse, te rog. Ia acord și șanse și circunstanțe atenuante, dar nu mi se pare corect să plece când, dacă tu i-ai zis că te simți foarte, foarte rău, cum Dumnezeului să plece care ia ședință? E clar, asta nu face de băiatul meu. Da, mamă, hai, las că o să fie bine, nu-ți mai face atâtea probleme. N-ai și tu la ce să te gândești mai mult? Că mie... Știu că te gândești la binele meu, dar... la tine și nu vreau să-și bată nimeni joc de tine, ți-am zis. Nu o să-și bată nimeni joc. Mă repet, nu vreau să-și bată nimeni joc de tine, că nu mai știu cum te-am crescut. Da, mamă, știu. Hai, te las. Noapte bună, mamă. În timp, Corina a aflat că orice ar face nu o poate mulțumi pe doamna Mioara, despre care într-o bună zi află și că nu este deloc în relații bune nici cu apropiații ei. Bună, soro! Tu ce, soro, ce cauți aici? Să însărm că nu mai ai ce căuta aici? Ce vrei să mă faci de râs? Am venit să vorbesc cu tine. Ce mai avem de vorbit? Ți-am spus că în viața vieților tăi nu mai ai ce căuta aici. Nu înțeleg de ce te porți așa. Nici acum nu putem vorbi omenește. Uite, să vorbim ca două surori. Nu am ce să discut cu tine, dar ți-am spus de atâtea ori. Noi, nu mai avem, noi două nu mai avem ce discuta, clar. Dar nu știu ce ți-am făcut, cu ce ți-am greșit atât. Dar nu știi ce nu vrei să mai vorbești. Am ajuns la vârstă. Nu vreau. Nu ai ce căuta. Aici tu nu mai ai ce căuta. Între mine și sora mea s-au întâmplat multe lucruri. Pot spune chiar urâte. Dar ceva ne-a schimbat definitiv și nu mai putem avea o relație ca două surori. Putem să vorbim? Ce să vorbim? Ce avem noi două de vorbit? Of, Doamne, că n-ai fost ușă de biserică toată viața ta. Ce tot aveți cu mine? Adică eu fac tot ce pot în mine, se vede că n-ai avut mamă care să te învețe. Nu pot să te las nici pe tine să pleci unde ai pleca, nu știu, dar nu pot nici pe ea să o vă supărată mereu. Dacă sunt atât de bună, până la urmă nu puteți să mă luați de... Ei, lasă că nu ești bună. Nici nu meritai copilul meu, știi ceva? Nu, eu nu-l meritam pe da. Păi poate nu mă meritai pe mine, femeie. Că de când am venit aici o fată mai bună, nu ca tine. Nu pot deocamdată să am ceva cu tine până nu plec din casa aia. Poate se va infiripa ceva între noi. Păi hai, pleacă, ce mă înștept. Eu o să plec, să rămâi cu maică ta. Unde pleci? Cum adică unde plec? Unde ce crezi că n-am unde să plec? Hai că pleacă, nu pleci domnule, pleacă ei. Acum! Unde ai să pleci? Am ajuns la vârsta asta și nu putem să ne înțelegem ca două surori. Ce să ne înțelegem? Păi noi nu mai suntem, nu te mai consider sora mea. Clar. Dar cu ce ți-am greșit? Spune-mi cu ce ți-am greșit atâta. Tu prea bine, nu mai spune cu ce mi-ai greșit. Chiar nu știu. Cum spune-mi, te rog frumos, cu ce s-am greșit, nu mă poți ierta nici măcar acum. Da, nu cum? Mă dar nu mai vreau să te văd! Pleacă de aici! Eu și sora mea am ajuns ca două străine, într-adevăr, dar nu regret. Nu mai am niciun fel de sentiment pentru ea. Pleacă din curtea mea, ce vrei să vin, să te dau afară cu parul? Pe bune! Ce o fi atât de putred la femeia asta, de nici măcar propria soră nu vrea să vorbească cu ea? Păi, dar am venit și eu să vorbim și noi. Ce să vorbim, dar înțelegem, dar nu vreau, eu nu mai am, vreau să vorbesc cu tine, înțelegi odată, că nu vreau să mai discut cu tine, cu tine eu nu mai am ce discuta. Aș fi vrut să vorbesc cu ea, că suntem surori, ce Dumnezeu, să lămurim toată treaba. Pleacă! Doamne, femeie, dar... Nu ești cu frica lui Dumnezeu? Ba chiar sunt femeie cu frica lui Dumnezeu! Păi femeile cu frica lui Dumnezeu nu procedează așa ca tine. Dar cum procedează?
putem să vorbim. Ce? Ce să vorbim? Ce avem noi două de vorbit? Of, Doamne, că n-ai fost ușă de biserică toată viața ta. Știi tu că n-am fost ușă de biserică. Ia să vedem. Ia spune, ce știi tu? Sora mea a adus o viață, să nu mai spun cum, și acum se dă mare credincioasă ea. Bine, bine. Ce bine? Ok, dacă nu vrei să vorbești, plec. Nu, pleacă, du-te. Ai luat o razna rău de tot. Du-te unde a înțărcat mutul iapa. Fugi. Ia uite, frate. Îndrăznește să mai vină la mine. Corina nu a reușit să afle motivul pentru care viitoarea soacră s-a certat cu sora ei, însă cearta în sine i-a dovedit cât de aspră este ea ca femeie. Slabe șanse să intre în grații, mai ales că Gabi nu are de gând să-i iasă din cuvânt. Bună! Gabi e acasă? Bună! Nu e acasă, tocmai a plecat. Păi avem niște bere, am zis că mă văd cu el astăzi să mai schimbăm o vorbă ceva. Vino, ia loc aici pe scări. Sebi, încântat. Corina. Corina chiar pare genul de fată care să merite mai mult. Și stai aici singurică, acum e unde sunt? Au plecat până în oraș la doctor pentru că e rău mamei lui Gabi. Tu, ce s-a întâmplat? Ai venit cu... Da, văd că a uitat de ziua asta, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar tu de ce e supărat, ce cu fățuca asta pe tine? Sunt puțin supărată că de când m-am mutat aici stă tot cu gura pe mine. Dar te rog frumos să nu-i spui lui Gabi că să rămână între noi. Stai, să rămână între noi. Gabi așa este el, mai slab din fire. Dar așa este și familia lui. Ce să-i fac? Așa a fost mereu. Efectiv, eu simt că nu mai pot. Sunt foarte obosită, mă doare spatele de mor. Mă pune să fac treabă în continuu, să dau cu mătura, să șterg praful, să-i spăl geamurile. Mă, dar tu ești iubita lui sau, nu știu, o micuță cenușăreasă pe aici, că nu e... Hai să mai facem o dată cunoștință, cenușăreasa încântată. Da, eu chiar cred că zilele astea sunt cenușăreasa. Hai, nu mai fim cordată așa, hai să stau cu masă și... Vrei? Mă, dacă zici tu... Intră să fac masaj. Când ți-a făcut Gabi masaj ultima dată? Masaj? Nu cred că mi-a făcut niciodată. Mamă, ce bine! Am pentru o fată așa frumoasă. Sper că aveam eu iubită ca Gabi. Avea tot ce-și dorea. Of, ce moment ciudat pentru mine. Nu pot să zic că nu mi-a plăcut, dar nu sunt genul ăsta de fată. Hai, relaxează-te. Stai că mă doare. Măi, gata, te rog. Hai, nu mai are sens să stai supărat. Relaxează-te. Oricum eu nu sunt aici, nu mai am ce să fac. Da, nu cred că ar fi ok să te vadă cum îmi faci masaj, adică ești prietenul lui și până la urmă... Gabi nu e aici acum, suntem doar noi doi. Stăm bine și noi bere asta frumos și gata. Ce facem? Doar nu. Nu, eu nu pot să accept așa ceva, adică Gabi e iubitul meu, eu nu pot să accept să îmi fac altcineva masaj, mi-am dat seama acum și... Nu știu la ce te-ai gândit tu până acum, dar între noi nu poate să fie nimic. Nu m-am gândit la nimic, nu știu, vreau să fac masaj, să nu știu, să te mai relaxezi, că te-am văzut tare supărată și încordată. Înțeleg că Sebastian mă place dacă se comportă așa cu mine, dar nu pot să accept asemenea avansuri. În momentul în care eu am un prieten, nu pot să accept avansuri din partea altcuiva. Eu sunt o fată serioasă și aș vrea să te rog ceva, să nu-i spui lui Gabi despre ce s-a întâmplat acum și oricum văd că el întârzie. Hai că vă vedeți voi în altă zi mai bine, da? Bine, hai, îți lasă mărmurile de telefon, mai auzim? Hai, dă-mi să-ți lasă mărmurile de telefon. Ți-l scrie în telefon? Hai, scrie-l. Na. Dar să nu-i spui nimic, te rog. Seba. Hai, te pup. Ai grijă, ne mai vedem. Pa. Să-i spui că am fost aici, da? Da, îi spun. Bine, ai grijă, pa, pa. Pa. Cenușăreasa Corina, așa cum a numit-o Sebi, gătește, e fată harnică, dar oare se va ridica vreodată la pretențiile soacrei? Bine, acum nu sunt genul de fată de casă, dar dacă am intrat în joc, trebuie să joc până la urmă, ca să vadă și femeia asta că sunt bună de ceva. Ce asta aici? Bună ziua! Ai făcut ce ți-am spus eu? Da, am făcut ordine, am aranjat și masa, am făcut și mâncare, am spălat tigaia. Da, din ce ți-am zis eu, ai făcut ceva? Eu nu văd nimic, ce ai făcut? Am zis să mă prefac, dar nu pot.
să mă prefac de dragul băiatului, dar chiar nu pot când o văd atât de îngrămădită. Nu am văzut atâta ură și dușmănie în nimeni cum am văzut în femeia asta. Și v-ai făcut pe bune. Doamne, dar ce e asta? Ce tot aveți? Ce tot aveți cu mine? Adică eu fac tot ce pot pe mine, nu mă... Ei, nu m-a învățat nimeni să facă asta. Dar se vede că noi avem mamă care să te învețe, să știi și tu treburile case, dar nu știi nimic, îți spun eu, că nu așa se face. Vă rog frumos să nu-mi reproșați faptul că nu am avut mamă, pentru că mama mea a murit. Da, ți-am spus că se vede că nu am nimic cu mama ta, Dumnezeu să o ierte acolo, dar se vede clar că nu a avut cine să te învețe. Nu, că mama întrece orice limită. De ce trebuie să îi aduc aminte de părinții ei? Doamne, dar nu are limite. Cum poate să-mi spună atât de multe lucruri dureroase în față fără să aibă nicio problemă? Dar mi-a spus în continuu că sunt varză. Vă da, nu știu, fiul meu că... nu știu cum o să o ducă cu tine, că tu de gătit nu gătești, că de călcat nu... Dar cum caci, să nu gătesc dacă am făcut mâncare până acum? Nu vii să stai la masă cu el, nu? Lasă că nu știu eu mai bine ce ai făcut până acum, te-am văzut. Chiar mi-am aranjat și hainele cum a trebuit, chiar am făcut. Ți-am zis, în mintea ta, în viziunea ta, dar nu e, nu așa se aranjează. Mamă, haine nu-mi las-o. Place. Las-o. Ți-am zis, se vede că a crescut fără mamă, n-a avut ce să o învețe. Nu mai spune așa. Nu mai spune așa. Vă rog frumos, nu mai spuneți că am crescut fără mamă. Da, pentru că mama mea a murit când eram mică și nu am putut zis, să... condoleanțe, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească în pace, dar ce vrei? Acum morții cu morții, vii cu vii. Înțeleg că nu o place pe Corina, dar nici măcar de dragul meu nu poate să păstreze aparențele. Hai, gata, liniștește-te, te rog. Nu gata, liniștește-te, pentru că de când am venit aici în continuu îmi reproșează anumite chestii și eu m-am săturat să aud asta. Chiar m-am săturat să aud asta. Mă, vezi și tu ce faci? Ce să facă? Și tu ai crescut ți-a fără spus. Tata, dar eu am fost și mama și tata pentru tine și te-am educat, te-am învățat să faci anumite lucruri, să... Dar nu bunica așa. Mea m-a învățat să fac o grămadă de lucruri și dacă dumneavoastră... Nu se vede. Nu se vede ce te-a învățat bunica ta să faci. Că eu înțeleg că dumneavoastră ați fost crescută în puf de când v-ați născut și v-a ajutat toată lumea la treburile casei și cum să le organizați, dar eu chiar n-am avut parte de așa ceva și vă rog frumos să vă comportați frumos. Nu m-a ajutat nimeni, eu mi-am făcut toate treburile, eu am crescut și copilul ăsta singură, ți-am zis, și mamă și tata am fost pentru el și vreau să aibă o soție care să îl merite. Hai, lăsați-mă în pace! Hai, mamă, nu puteți să vă abțineți, să stau și eu liniștit. Eram nervoasă că am venit aici și că a început doamna Mioara să mă pună la sarcini, dar până la urmă cred că este un lucru foarte bun pentru că mi-am dat seama și cine este el și cine este mama lui. A făcut. Ce a făcut? Mi-a trântit ușa. Mai scoat-o acum din cameră. Scoți. Tu ce ai cu teatrul ăsta ieftin? Asta e teatru. Nu faci, mamă, niciun teatru, dar chiar nu înțelegi că e o situație dificilă. Lasă-mă că e teatru. De când a venit aici, că ea face duș, ea nu vine la masă, ea nu face, ea nu se integrează în familia noastră. Ce? Mie nu-mi place așa. Nu suport, de ce mai mi-ai spus să venim aici? O suport, dar de ce nu se integrează și ea? Nu mai îmi place, nici mie s-au auzit. Să știți că v-am auzit când a spus că fac teatru ieftin și nu fac niciun teatru ieftin, ați înțeles? Da, și dumneavoastră nu știți cum e să trăiți fără mamă. Foarte bine, că mi-am auzit. Dumneavoastră mă pace. Dumneavoastră nu știți cum e să stai în fiecare zi cu gândul la ea și ea să nu fie lângă dumneavoastră și să nu vă ajute cu nimic. A început să se smiorcă acum. Asta a făcut-o doar ca să-l impresioneze pe fiul meu. Și tu trebuie să înțelegi să fii o soție model pentru fiul meu. Nu este, vreau să stea, e că este și singur. Și o să învețe pe parcurs. Ai și tu răbdare un pic cu ea. În continuare, eu îi fac mâncare, eu tu nu. N-am cum să mai discut și nu vreau să mai am de teatru. Calmează-te și lasă-mă un pic. Mioara a rănit-o pe Corina, care simte că oricât l-ar iubi pe Gabi, în condițiile acestea nu mai poate continua, mai ales că cel pe care vrea să îl aleagă de bărbat nu i-a luat apărarea, indiferent de persoana care o atacă. Ce faci? Cum ești? Cum aș putea să fiu? Sunt foarte supărată. Să știi că dacă tu nu iei atitudine în privința mamei tale și tu nu mă apeli în fața ei, eu plec. Eu nu mai stau aici pentru că nu mă simt bine. Ai văzut că am încercat, dar pare gura mare și nu vreau să o supăr nici pe ea, nici pe tine. Nu le mai suport. Amândouă, toată ziua am bombăre în cap. Am crezut că fac și o afacere, că vin aici și o economisez niște bani, dar
De fapt, cred că am făcut cea mai mare greșeală. I-am spus și gândiți-vă un pic și la mine, că sunt la mijloc și nu e ok. Nu vrei să o super, dar eu nu te-am auzit zicând doar... Te-am auzit zicând doar... Vai, că nu știu, nu e vina ei, că nu face curățenie și așa. Măi, eu am făcut curățenie de când am venit aici. Dar mi se pare că e tot timpul cu gura pe mine și știi ce cred eu până la urmă? Eu cred că ea, într-un fel, bineînțeles că e mama ta, este foarte atașată de tine și ea nu vrea ca tu să ai o relație cu altcineva, pentru că există posibilitatea ca tu să te muți din casa asta și ea să rămână singură. Eu nu pot să o înțeleg pe maică sa. Cum poate să nu-și dorească fericirea copilului ei? Nu înțeleg de ce cineva ar avea atâta ură pe mine în condițiile în care eu nu i-am făcut nimic și de când sunt aici am tot încercat să fac tot ce e bine, tot ce îmi stă în putință să fac. Așa sunt toate mamele de băieți, adică... Nu e adevărat, nu e adevărat, nu cred că e adevărat. Mai mult bunica sau mai mea, puțin, da. Bunica mea nu cred că s-a comportat așa cu mama mea. Să știi și, apropo, voiam să zic ceva foarte important. Eu, în maxim o zi, două, dacă se mai întâmplă chestiile astea, eu plec. Hai, nu începe cu amenințările astea, te rog. Măi băiatule, că deja mă enervez. Stai aici ca un mort. Mă, stai aici ca un mort, te uiți la pătura asta și nu spui nimic. Să rămână cu maică sa. Acum îmi dau eu seama cine a luat hotărârea de a ne muta aici. Bineînțeles că nu el, ci maică sa, pentru că el n-are nicio putere de hotărâre. Cel mai rău din toată povestea asta mi se pare că se ia de mama mea, care n-a avut nicio treabă în chestia asta. Sunt... Nici nu mai spun cuvântul, sunt plecați de atâta timp din viața mea. Și stai aici ca o muiere și nu e nicio decizie, frate, zici că eu sunt bărbatul relației asta. Nu pot să mă iau de ea în fața, când ieși tu de față, cum m-aș lua de tine, de exemplu. Trebuie să păstrez o anumită decență, că e maică mea până la urmă. Eu nu mă leg la cap cu niciun copil pentru că nu pot să-i spun bărbat. Când vede că viitoarea lui soție, că iubita lui nu e apreciată și nu ia o decizie drastică, nu pot să mai stau cu el. Ești bărbat sau ce ești până la urmă? Hm? Mă, că văd că taci în continuu. Eu înțeleg că îți iubești mama. Eu înțeleg că ești pentru ea, dar ar trebui să-i spui tac, și pentru că ceva. Mă gândesc în continuu la o soluție, că nu poți să las lucrurile așa. Nu poți să te las nici pe tine să pleci unde ai plecat, nu știu, dar nu pot nici pe ea să o vă supărată mereu. Ori stai cu maica ta, ori stai cu mine. Stau nu cu tine mijloc. Și asta este decizia. Nu există cale de mijloc, te rog frumos să mă lasă să mă liniștesc și să pleci. Uite, ia-ți jucăria în brațe. Hai, te rog, eu nu mai fi supărată. Las-o încolo de jucărie. Te rog. Haide să încercăm să găsim o variantă. Acum, dintr-o dată, crezi că îmi trece că... Haide. Îmi zici mie să... Da, mă rog. După ce a analizat îndelung situația, Corina începe să creadă că Gabi nu e bărbatul potrivit, dar nu vrea să se grăbească să ia o decizie, mai ales că nu prea are termen de comparație, dar ei pot oricând să apară. Și? Ce ai făcut azi? Băi, am avut un contract desemnat, m-am dus la un trainer de afaceri. Ai făcut și niște bănuți, ia? Da, nu mai pot, lasă-mă, că de-abia am așteptat să veniți și voi la mine, mai schimbăm și noi o vorbă, mai una alta, mă mai relaxez și eu puțin, că nu mai pot. Sebastian este cu totul altceva. Păcat că a apărut prea târziu în viața mea. S-a obosit, nu mai vreau să aud de afaceri, mă doare capul. Zici, cât ai făcut? Ai făcut și 1.200 de euro? Înmulțește și tu cu 10 și afli cum te-am făcut. Bă, mă lași. Mamă, foarte frumos, foarte bine, bravo. Ce s-o aruncat cu sumele astea mari așa? Pe că sunt toate inventate, se dă și el mare că e Corina pe aici. Pare așa mai bărbat, nu papă lapte cum e Gabi. Auzi, voiam să te întreb unde e o baie aici. Pe hol, da. Prima la stânga. Bine, vin imediat. 20.000? Ce mare și tare se crede și papagalul ăsta. Că dacă nu erau părinții lui, nu mai făcea nimic. Bă, alții nu fac bani ăștia într-o viață. Și ce să le fac? Se ducă și la muncă, că eu am fost în studiat în străinătate, am una altă. Ce crezi că m-am născut cu afacere cu... Nu. Mă bucur pentru tine. Da. Și voi cum mai sunteți, mă? Cum să fim, bă, nu prea e în regulă ce se întâmplă în casă. Păi? Mama e foarte stresantă cu ea.
Bate la cap toată ziua, ajută-mă la curățenie, ajută-mă la mâncare, ajută-mă. Păi și nu face sau? Ea face, ea chiar face, numai că nu știu ce trebuie să facă ca să o mulțumească și pe maică. Cât de slab mi se pare, Gabi. Parcă nici măcar nu găsesc un adversar în el. Relațiile de obicei sunt gen un el și o ea, adică nu prea să pune gen tu cu ea și cu maică ta, adică... Da, bă, așa e. Dar am zis pentru o perioadă de timp cât să economisim niște bani, că n-avem situația ta, să... Mă, frate, că nu-l duci nici tu rău, dar serios, eu ți-aș zice să nu mai bași cu maică ta în schemă, că știi cum e. Și știu și eu cum e. Da, și nu e prea bine. Trebuie, frate, dacă tu o iubești, asta e cel mai important, tu să o iubești. Oricum, fata asta, din punctul meu de vedere, are numai calități. Să nu ți-o sufle careva. Nu știu ce a văzut Corina la el. N-are sare, n-are piper. E mult sub mine. Dacă e și ea, fată. Ia uite cine a venit. Ce faceți? Uite, vorbim și noi pe aici. Despre una, despre alta. Auzi, pot să zic Seba? Da, chiar te rog. Toată lumea ce face? Ești emoționată? Nu, nu sunt emoționată. Ziceai că ai niște tărie pe aici, îmi pui și mie în sucul ăsta puțin, așa? Sigur. M-am răzgândit, nu mai vreau să beau suc. Ai chef de băut? Da. Puternic, doar. Ce-ar fi fost să-l cunosc pe el în urmă cu 2 ani? Îmi imaginez cum ar fi fost viața mea acum. Corina mai face o încercare să-i dovedească doamnei Mioara că poate fi fată de casă, ce-i drept o încurcă puțin ținuta, dar totuși tânăra chiar încearcă să facă să fie bine. Dar oare să fie suficient? Ce faci, Corina? Ai făcut ce ți-am spus eu? Dar cum de măturat? Păi mai am puțin să mătur aici și termin. Păi da, n-am vorbit că speli perdele, că... Păi cum să nu le-am spălat? Geamurile le-ai terminat? Da, cum să nu sunt țiplă? Și la dormitor? Da. La dormitor? Le spălați da. La dormitor toate? Da, cum să nu? Pe toate le-am spălat. Puteți să veniți să vă uitați la pavelele astea, că sunt curate. Vreți să le lustruiesc? Să le lustruiești, lustruiește-le. Hai că vin. Cineva ar trebui să-i dea o lecție răsfățate astea mici. Se poartă de parcă ar fi la ea acasă. Nu știu ce te-ai apucat tu de mătura, când era vorba să faci altceva. Păi am terminat. Ai spălat tu toate geamurile? Da, le-am spălat. Ce vreți să mai fac acum? Să număr frunzele din copaci? Nu mă lua la mișto, da? Nu mă lua peste picior. Credeam că vă trebuie să aveți fiecare frunză scrisă pe o foaie, să care cumva să vă cadă din copac, să... Altceva, mai spuneți-mi. Te rog eu să nu mă iau la mișto. Nu vă iau eu la nu la cred mișto. Că ai terminat tu toate geamurile de șters și pe alea de la dormitor. Da, am o întrebare, dumneavoastră. Pe care am zis că le șterg eu din inițial. Cred că mi-a ajuns cu ăștia doi. A venit momentul în care să încerc ceva nou și dacă mi iese, plec imediat de aici. Da, și până la urmă aveți mare dreptate. Am șters toate geamurile, doar că pe alea de la dormitor vi le-am lăsat dumneavoastră, că nu e dormitorul meu. Păi de ce? Eu vreau să le șterg și pe alea. Nu, eu nu le șterg pe alea, pentru că nu e dormitorul meu. Și eu am făcut curat în toată casa de când am venit. V-am spus de o grămadă ce de ori. Ce fel de curat? Aia e curățenie. Nu e de nasul nostru, dar ce să-i fac? N-are decât să sufere dacă nu vrea să înțeleagă. Hai să fim serioase acum. Da, faceți acum. Dumneavoastră până la urmă, dacă spuneți păi, că da, nu fac sunt nevoită să facă, așa, ci că am făcut curățenie. Faci așa, pe deasupra și în rest toate colpe. Ați lucrat la observator când erați mai tânără? Că nu, am lucrat la Academia Militară, nu la observator. Ah, am înțeles. Da. Da, aveți haina aia pe dumneavoastră. Da, da. Ok, uite, bine. Vezi că te-ai priceput. Să știți că eu nu sunt de acord să fac curățenie în toată casa dumneavoastră, fără ca dumneavoastră să faceți ceva. Așa că vă rog frumos cum să vă duceți... Cum când eu gătesc? Eu am gătit pentru copilul meu de când v-ați mutat cum, aici. Cum adică i-ați făcut o ce omletă? Ce ai gătit? M-a omletă, spus că nu-ți fac fasole. M-a spus să gătesc în continuu. Băi, despre ce vorbim care? Aici? Și aia e mâncare pe care o faci tu. Dacă sunt atât de bună, până la urmă nu puteți să mă luați de... Ei, lasă că nu ești bună. Nici nu meritai pe fiul meu, știi ceva? A, nu! Eu nu-l meritam pe el. Da. Păi poate nu mă meritai pe mine, că de când am venit aici... O fată mai bună, nu ca tine. Hai că mi-am atins scopul. Am enervat-o și de data asta. Sper să nu mai reziste mult timp pe aici. Alo. Ce faci, Gabi? Unde ești? De ce te-am sunat? Pentru că vreau să zic că mama ta iară s-a luat de mine și eu stau și fac curățenie și mătur curtea ta drăguță în continuu, frate. Zici că eu nu mai am altceva de făcut. Să știi că eu astăzi plec dacă nu vii imediat și nu ai o conversație destul de serioasă cu ea. Cum adică, mă? Hai, mă, lasă-mă! E, dar ar să... Corina nu mai poate îndura
Știe că nu a greșit cu nimic și nimeni nu are dreptul să se poarte așa cu ea. Și mai dureros este că bărbatul care pretinde că o iubește nu o protejează. De aceea Corina simte nevoia de afecțiune și înțelegere, indiferent de unde ar veni. Și ce spui? Ești foarte frumos azi. Mulțumesc mult. Și tu ești foarte frumos. Sunt așa de emoționat de fiecare dată când sunt în vreajma ta. Aoleu, dar de ce ești atât de emoțional? Nu știu, pentru că, nu știu, să nu sună ciudat, dar sunt foarte înnebunit după tine, adică din prima zi de când te-am văzut. Nu știu. Serios? Da. Deci îmi place super, super mult de tine. Nu m-am gândit prima oară când te-am văzut că s-ar putea întâmpla vreodată ceva între noi, pentru că eu sunt cu Gabi, dar pe parcurs mi-am dat seama că ești mult mai ok decât el. Nu am pică pe Gabi. Îi vreau tot binele din lume, doar că Corina nu este de nasul lui, adică ea merită mult mai mult de atâta. Sebastian e romantic, dar și direct. Cu el nu pierd timpul. Pare un băiat cu care aș putea să-mi continui viața. Mamă, adică eu sper că mama ta nu e cum e mama lui Gabi să... Ha, nu, stai liniștit, ai nebunit. Da. Cum să fie mama așa? Chiar mă bucur să aud chestiile astea de la tine. Da, dar oricum nu sunt destul de sigură, pentru că eu nu vreau să fiu doar o altă fată care intră în viața ta și să te comporți cu mine ca un obiect, să te prefaci că eu sunt un obiect și după să mă arunci la gunoi imediat când găsești altă fată sau ceva. De ce ai impresia asta despre mine? Adică nu sunt genul ăsta care să facă chestia asta. Eu o să fiu cu Corina dacă vrea și ea. Și o să ne mutăm de pe aici ca să nu-i facă Gabi zile fripte când o vede. Gabi n-are decât să stea cu maică sau o viață întreagă. Mamă, ești foarte dulce, te-aș lua de nevastă, jur. După ce stare scumpică. Vai! Mulțumesc! Sunt nebunit după tine, ești foarte frumoasă, jur. Mulțumesc din suflet. Și mie îmi place foarte mult de tine, dar să o luăm pas cu pas. Eu nu mai pot, deci efectiv vreau să plec cât de repede posibil pot din casa aia, că nu mai pot, simt că nebunesc, te rog frumos să mă înțelegi. Dar nu pot deocamdată să am ceva cu tine până nu plec din casa aia. Când o să plec din casa aia, poate se va infiripa ceva între noi. Păi hai, pleacă, ce mai aștepți? Simt că îl cunosc pe băiatul ăsta de o grămadă de timp. Cu el totul e atât de simplu. Dar nici nu te mai întoarce acum, rămâi direct aici și gata. Da, o să plec, dar nu știu, măi, e ceva la mijloc. E ceva la mijloc în toată situația asta. Maica sa se comportă cu mine foarte urât. Gabi nu își cere scuze deloc față de mine. Gabi nu mă apără în fața lui maică sa. Maică sa nu se înțelege absolut bine cu nimeni. Venise o soră de-a ei acasă și am auzit că vorbesc ceva foarte ciudat. În fine, n-am înțeles bine subiectul, dar ideea este că pare că ascunde ceva. Păi zic eu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Doamna Mioara, când era Gabi foarte, foarte mic și taică-su, nu știu, era foarte bolnav, cred că atunci a și murit, s-a încurcat cu unul din armată, ceva, nu știu, că ea lucra la Academia Militară, nu știu ce funcționare era. Da. Deci de asta făcea aia militarie cu mine, că s-a încurcat cu unul din armată. Așa, zi în continuare, că m-ai făcut foarte curioasă. Așa, deci ea era, nu știu ce funcționare pe acolo, s-a încurcat cu ăsta și a rămas gravidă din greșeală cu el. Nu cred. Nu-mi vine să cred. Mioara este o femeie mizerabilă. Ce a făcut ea nu e posibil. Nu cred. E problema la familie ciudată, n-ai observat știu cum e, stai să zic, fii atentă. Așa. Și după aia, gen, doamna Mioara, ca să nu știu, ăla n-a vrut să recunoască copilul sau ceva de genul ăsta, că n-am înțeles nicio prea bine, s-a dus la sora sa și a zis să-i dea ei copilul să-l crească, mai exact să zică domnului că e al ei. Doamne, nu-mi vine să cred așa ceva, cum poate să facă mă femeia asta lucrurile astea? Deci mi-am dat eu seama până la urmă că ea, de fapt, este o falsă și o parșivă. Știam eu că pune ceva la cale, știam eu că ascunde un secret atât de mare. Nu știu, ciudată familia asta, mai ales femeia ce a făcut, adică... Nu știu dacă Gabi știe de chestia asta, vezi să ne spui. I-am zis Corinei tot adevărul despre Mioara. Trebuie și ea să știe în ce familie era să intre. E clar, eu nu am de ce să stau într-o astfel de familie. Mamă, ce femeie, nu vine să cred că și-a abandonat propriul ei copil. Doamne, nu se face așa ceva. Oricum nu-i sănătoasă, ai văzut, dar lasă-mă în pace, că îi băi capul eu. Da, în fine. Hai să mai ciocnim un pahar, să mai povestești despre tine, că nu mai vreau să vorbesc despre subiectul ăsta. Vreau să uit deocamdată. Noroc. Noroc.
Corina este și mai hotărâtă să nu mai îndure calvarul la care o supune mama lui Gabi, iar la nevoie este pregătită să o înfrunte, chiar dacă asta ar însemna despărțirea de Gabi, un tânăr bărbat care nu pare să fi înțeles ceva din cele întâmplate. Ce faci? De unde vii, mă, fată, la ora asta? Am fost să mă plimb. Unde ți-e telefon? Nu am avut telefonul la mine. Cum n-ai avut telefonul la tine? Nu unde am avut telefonul la mine. Nu vezi că nu l-am... Poftim? Unde ai plecat de capul tău așa? Am fost să mă plimb. Și cum nu ți-ai telefonul la tine? Pur și simplu nu am avut telefonul la mine, am avut nevoie să mă plimb și am plecat fără și el. Și dacă aveam nevoie, Doamne ferește, mi se făcea rău, aveam ceva ce se... Da, ești cu drăguța ta, mamă, în casă, cum să ți se facă rău, măi băiatule? Nu te ajută. Spune-mi ea? Unde ai umblat? Am fost să mă plimb, ți-am cu spus. Cu cine? Singură. Cum să te plimbi singură? Cum adică? Și nu ți-ai luat telefonul? Păi nu mi-am luat telefonul pentru că nu voiam să mă cicăliți voi la cap, să mă sunați în continuu. Cum pare mi se că deja... Și dacă ți se întâmpla ceva, cum dădeam de tine? Îmi pare foarte rău. Gabi nu vede adevărul. E o fire slabă și se lasă condus de maică-sa în tot ceea ce face. Ce? De unde vii, domnilor, asta? De afară am fost să mă plimb. Așa? Până la ora asta? Da, până la ora asta. E extraordinar. Și noi te așteptăm ca fraierii acasă. Ne facem griji. Unde o fi? Unde o fi? Corina. Vă rog frumos să mă scutiți cu vorbele astea că vă faceți griji, că nu vă faceți nicio grijă. Mai repede să mă scutiți. Nu știi ce? Eu o să plec. Să rămâi cu maică ta. Unde pleci? Cum adică unde plec? Unde ce crezi că n-am unde să plec? Hai că pleacă, nu pleci doamnă, pleacă acum. Unde ai să pleci? Dar plec, doamnă, dragă. Stai liniștită, m-am dus să-mi fac bagajul și plec. Hai, du-te, acum. Acum să pleci. Nu, dar mai am o vorbă cu băiatul ăsta. Vrei să spun ceva? Am aflat ceva foarte important. Dacă vrei să vii cu mine să vorbim între patru ochi, să spun bine, dacă nu, să fii sănătos. Ce alegi? N-am de ce să mă ascund de maică mea, știe totul despre mine, despre tine, despre noi. De ce să ascundă? Deci poți să vorbești. De ce să se ascundă? Da. Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, m-aș gândi de două ori la ce spun, pentru că ascundeți niște chestii foarte importante. Ia că vreau să le aud. De unde știe fătuca asta ceva despre mine, despre trecutul meu? Sigur i-a băgat mama lui Sebastian ceva în cap. Da, cu problema aia pe care o aveți dumneavoastră din trecut și cu... Știți dumneavoastră la ce mă refer? Cum rămâne? Ce problemă? Ce știi tu și eu nu știu? Cum ce problemă? Eu știu mai multe decât credeți dumneavoastră că știu. Da? Am aflat de pe aici, de plin. Ia, de pe unde? Pe unde ai umblat? Știți ce? Să rămâi cu maică dacă mă duc să fac bagaj. Ia, vezi în grijă cum vorbești, da? Eu mă duc să fac bagaj. Ce sunt discuțiile? Unde te duci să-ți faci, mă, bagaj? Lasă să se ducă cine o ia pe găina asta. Tu nu vezi cum e? Nu-i mai vorbi așa, mamă, cu ea. E, vezi că... Suntem în situația asta din cauza ta. Suntem în situația asta din cauza ta. Ce? Nu am ajuns în casa mea să mă luați voi pe mine, să vă bate joc de mine, da? Dacă Gabi nu ar fi stat atâta timp după fusta maică-sii, probabil am fi rămas împreună. Dar așa nu am cum. Eu nu stau după un copil. Tu ce mai cauți aici? Parcă ai plecat. Cum adică ce mai caut aici? Am venit să rezolv situația. Ce pentru... situație să rezolv? Gata? S-a terminat idila cu Sebastian? Nu, dumneavoastră ați avut o problemă cu mine de când am venit în casa asta și eu vreau din tot sufletul meu să înțeleg de ce. Tu ai preferat oarecum să faci cum spune mama ta și să speri că iubita ta va înțelege situația și că va accepta că e maică ta și cam atât. Nu, stai acolo. Cai mare ești, băiatule, wow. Nu ți-e rușine de maică mea? Dar maică ta mi-a fost rușine de tine. Te mint o viață întreagă. Am dreptate sau... Poate că am ascuns adevărul, dar nu am mințit. Cum adică? N-am inventat nimic, n-am mințit. Mă iubești măcar? Îți pasă de mine? Normal că... Da, am și vrut să te iau. Și cum te-ai interesat de mine? Dar dacă sora mea n-a vrut să nu te mai dea... Eu ți-am zis că fata asta nu e pentru tine, nu e bună. Eu nu mai stau în casa asta. Așa, pleacă, dispari. Nu. Mamă, termină, te rog frumos. O să plec la Seba. Ți-am zis că pleci și tu cu ea, da? Nu plec nicăieri, nici eu, nici ea. Unde să pleci? La Seba. Cum adică la Seba? Da, o să plec la el și o să stau cu el pentru că nu mai suport o secundă să stau în casa asta. De unde până unde legătura asta? El mă înțelege mult mai bine decât mă înțelegi tu. Prietenește el nu tot... sau să vorbim despre lucruri mai avansate? Nu contează asta acum. Eu adică o să mă duc să dorm la el în seara asta, în dimineața asta, de fapt, pentru că nu mai suport efectiv. Nu-ți găsești în altă parte, măcar plecai... Te-ai mutat vis-a-vis. Ce ți-a zis, Găviță, că fata asta nu e pentru tine? Mama, e o depravată, îți spun eu. Nu te mai băga. Nu te mai băga. Lasă-mă că astea sunt discuțiile cum mele cu ea. Cum să nu mă bag?
Gabi al meu nu are de ce să regrete, pentru că fata asta nu face de el, clar. Te rog, de Gabi, nu te înjosi, lasă-o să plece! Doamne, dragă! Lasă-o să plece la Seba! Am ajuns să dragă, ne îmbrăcim! Dragă, are bani mai mult, să o întrețină! Nu e vorba de bani, Gabi, e vorba de cum se comportă el cu mine! Ba, da! Nu e vorba! Te duci, o să lași și pe Seba la fel și o să pleci așa, o să umbli din bărbat în bărbat. Și o să ajungi pe străzi. Fetiță, spun eu. Mamă, m-am săturat de situația asta. Asta o să se întâmple. Pentru două minute nu vreau să-ți mai augura și vreau să vorbesc doar cu ea să lămuresc situația asta. Da, mă enervez când văd că te proconești în fața ei să rămână. Lasă-o să plece, că sunt fete... Nu mă interesează, eu vreau pe ea și cu ea vreau să rămân, te rog. Sebastian le are pe toate. E mai bogat, e mult mai deștept, are multă grijă de mine. Le are pe toate, nici măcar nu se compară cu el. Nu o să rămân cu mine, ți-am spus clar, am decis. Ce mucă, și decizia mea este că eu o să plec în momentul ăsta, o să dorm la Seba și ce se întâmplă în continuare e partea a doua, ai înțeles? Dar eu nu vreau să mai stau o secundă să te privesc sau să stau cu tine. Da, pentru că mie mi se pare normal să le zic pe față, nu ca altcineva. Care are secrete. Da? Ce vrei să-i zimezi? Nu mai lasă-mă! Nu te grăbi să iei o decizie doar așa că am urlat un pic unul la celălalt, ce naiba? Am urlat un pic, măi băiatule, de o grămadă de timp stau în casa asta cu nervi întinși la maxim. Că plecăm. Mă, vrei ți-am să mă că de mâine plecăm. De mâine plecăm. Nu, nu okay, plec de mâine plecăm. Ne facem bagaje și plecăm de mâine nu, și gata. Deci te frumos, să plece iată, nu pleci. Mi-ai demonstrat. Lasă-o să plece. Că tu poți doar să stai cu maică ta și să rămâneți amândoi să faceți scandal amândoi că mie mi-a ajut. Hai pa. Hai te rog, nu pleca. Pa. Stai, mă. Lasă-mă. Normal. S-a folosit de fimiu, după care a pus ochii pe băiatul ăla care are mai mulți bani și a plecat. Așa sunt toate femeile. Nu vine să cred că mă părăsește. Și totul din cauza mamei. Cu orice fată am venit acasă, a făcut ea ce a făcut și am rămas fără iubit. Gabi a avut multe ocazii să-i demonstreze Corinei că este bărbatul pe care se poate baza, însă nu a făcut-o. A preferat să asculte de mamă și să-i ceară mereu iubitei să fie înțelegătoare. Dar iubita, mai ales în faza aceasta, trebuie cucerită, nu osândită. Altfel, o poți pierde. Dacă va fi așa sau nu, aflăm din discuția finală. Tu ce mai cauți aici? Parcă ai plecat. Cum adică ce mai caut aici? Am venit să rezolv situația. Ce pentru... situație să rezolv? Gata, s-a terminat idila cu Sebastian? Poate nu există nicio idilă la mijloc. Mama. Asta nu o să... Eu am venit să rezolv situația. Doamne, dar de ce aveți această atitudine oarecum duplicitară? Pentru că de la bun început nu ați plăcut-o, nu? Sau nu asta a fost ideea? Să-i demonstrați fiului dumneavoastră că nu este bună? Ar trebui să vă bucurați dacă Corina a început o idilă cu un alt băiat. Dumneavoastră vă comportați urât cu mine de la început, de când am venit în casa asta. Nu exista niciun Sebastian în peisaj până atunci. Eu vreau să știu de ce dumneavoastră vă comportați așa urât cu mine, eu înainte de toate ideile astea. Ai mai aflat un adevăr. Nu ești singura care a trecut prin aceste probe de foc ale doamnei Mioara. Mă gândesc, mamă, că poate cauți în fata cu care mă voi căsători o fată care să fie exact ca tine, sau o fată care să nu repete greșelile tale. Eu n-am de unde să știu. Contează mai mult pentru tine ceea ce vrei tu de la persoana alături de care îți vei petrece restul vieții sau ceea ce vrea maică ta? Contează cel mai mult ce vreau eu. Nu o să îmi fac profilul nevestei mele după cerințele maică-mii. Culmea, ceea ce ai ei un fel foarte ciudat de a arăta asta. Corina a simțit altceva pe pielea ei, nu-i așa? Da, într-adevăr, am simțit altceva, pentru că Gabi nu m-a apărat o secundă în fața mamei lui și ce m-a durut cel mai tare a fost momentul în care dumneavoastră v-a zis de mama mea. Pentru că eu, după cum bine știți, nu am crescut bine, lasă chestia asta că m-am luat de părinții tăi, dar nu ai avut o educație. Clar, s-a văzut că nu ai avut o educație. Ce tot educația asta, mamă, puteam să-i o dăm și noi în casă. Ei, puteam să-i o dăm până când, la nesfârșit, dar că am fost învățat-o. Tale... Nimic nu face ca lumea. Nu, dumneavoastră ați avut o problemă cu mine de când am venit în casa asta și eu vreau din nu tot sufletul meu să înțeleg de ce. Da, vreau ca fiul meu să aibă soția cea mai bună, o soție exemplară. Foarte bine că am vorbit amândoi, am avut discuțiile noastre și ți-am ținut în mare parte ție parte. Poftim? Ce-ai făcut, mă, tu? Ți-am ținut parte. Observ că maică-ta are de împărțit răutăți mai cu toată lumea. Înțeleg că nici cu sora ei nu vorbește, pe iubitele tale nu le-a înghițit de la bun început. Are și ea pe cineva apropiat, pe cineva drag, pe cineva cu care se înțelege? Da, pe Gabi. Cum e și normal, domnul Ernest, nu? Pe fiul meu.
Păi și asta este înțelegere? Pentru că se vede de la o poștă că îl cam țineți sub papuc. De fiul nu, poate că l-am crescut puțin și, să zic așa, în spirit militaresc, nu știu. Dar vreau pentru copilul meu ceea ce este bun. Puteți avea curajul să recunoașteți că anumite lucruri, anumite acțiuni ale dumneavoastră vis-a-vis de Corina le-ați făcut din răutate, ca să o dați în clocot, cum se spune? Să o duceți în pragul acela, să o provocați. Hai, mamă, recunoaște că ai fost și răutăcioasă. Tu n-ai văzut cum a plecat cu ăla? Ți-a dat cu flici și a plecat imediat cu el. Nu știu, mamă, mă gândesc să o înțeleg și pe ea, pe de-o parte. Deși ce este greu înțeleg? Să o înțeleg, pentru că nu a avut nicio clipă dar de liniște. Dar putea să plece singură, nu să plece la ăla, la Sebastian. Da, corect. Corect. De ce nu ai plecat singură? O prietenă. De ce nu ai plecat la o prietenă? De ce ai ales să mergi exact la acest Sebastian? Pentru că Sebastian m-a înțeles. Sebastian m-a ascultat și mi-a spus mai multe detalii. Vai, pe Sebastian. Care... Da? Ce detalii ți-a spus? Spune că ți-a plăcut acel flirt cu Sebastian. Spune că ai luat în calcul varianta în care schimbi tabere. Spune și tu tot adevărul, dacă tot vorbim da, despre exact. Adevăr. Da, am luat varianta în care aș vrea să rămân cu Sebastian. De ce? Pentru că... Care bani de aia? Ți-a plăcut să acest flirt, recunoaște. Pe da. Noi și pentru faptul că ce are Sebastian te-am supărat. Și nu are Gabi. Care e diferența dintre cei doi? Sebastian are putere de decizie, nu e băiatul lui mama, nu face tot timpul ce îi dictează altcineva. Mama îi fugea în brațele lui până la urmă. Deci nu e vorba despre bani aici, e vorba despre atitudine. E vorba despre felul lui de a se comporta. Da. Este normal să aibă o altfel de atitudine. Pentru că el a fost crescut de ambii părinți, el n-a avut situația mea. Noi ne-am confruntat cu grele, cu bune, cumva am ieșit la liman. Cu tot respectul, nu cred că aceasta este o scuză. Când a venit acest prieten, da, cu ghilimelele de rigoare, și când l-ai văzut că oarecum de față cu tine făcea niște aluzii, de față cu tine flirta cu iubita ta, de ce nu ai luat foc atunci? De ce nu i-ai arătat viitoarei tale soții că-ți pasă? Eu am mers pe încredere cu ea. Am zis că pur și simplu este o glumă prietenească între ei și atât. N-am avut de unde să știu, nu m-am gândit în nicio secundă că ar putea filtra cu el. Încredere? Tu vorbești de încredere? Păi știu eu cine e cea mai în măsură să vorbească despre asta. Mama ta. Da? Ea exact. Cine ține doamna Mimara. Așa m-a crescut și mama are încredere în mine și așa am ce-o încredere în ea. 100%. Nu, eu vorbesc despre altceva și dumneavoastră știți cel mai bine despre ce vorbesc. Despre ce vorbești? Despre ce vorbești? Doamnă, chiar credeați că puteți îngropa acel trecut ca într-un sarcofag de plumb așa? Poate așa, ce trecut? Ce trecut, mamă? Despre ce vorbesc aici? Niciun trecut. Niciun trecut? Da. Băi, mamă, fă-mă să înțeleg că... Dar nu știu, doamne, despre ce vorbesc. Nu știu, dar chiar nu știu. Sunt doi care ne sunt nu știu. Străini ce și ei știu ceva, chiar iar vreau eu nu știu. Sunt singur dar vreau și eu să aud că n-auzi că nici eu nu știu. Mamă, nu te face că nu știe. Nu știu. Te cunosc. Ei. După reacția ta știi sigur ceva. Cunosc. Gabi, tu nu te-ai întrebat niciodată de ce două surori au ajuns să nu-și mai vorbească? Ți-a povestit vreodată maică-ta? Nu mi-a povestit nimic. Nu mi-a spus nimic. Întotdeauna mi-a spus că... De fapt, a dat vina pe sora ei, spunând că are alte treburi, nu care nu am se... Am avut niște divergențe ca surori și nu ne-am mai vorbit. Ce? Mamă, te rog frumos, nu vrea, nu vrea, eu sunt pe Sebastian. Nu mă mai minți. Dacă ai ceva să spui, te rog eu frumos, spune-mi. Șansa, alegi șansa! Sebastian, da. Spuneți, doamnă, adevărul. Te rog frumos să vii aici, pentru că eu nu mai pot, efectiv. Înțelegeți, se va afla? Da. Mamă, te rog frumos, spune-mi adevărul. Bine. De ce tot se amestecă băiatul ăsta în viața mea, nu înțeleg? Ha, nici nu știu, o să afli imediat. Stai să vezi. Dacă nu ați vrut să spuneți adevărul, așa. Adevărul dar o să vină tu, imediat. Dar spune-l tu, spune-l tu. La ce-l chem pe Sebastian aici? De ce să spun eu adevărul altei persoane? De ce să... Bănuiesc că și tu ai fi curios să afli dacă s-a întâmplat ceva între Sebastian. Sunt curios, dar prefer să aflu de la ea. Și eu sunt curios să văd care va fi atitudinea lui. Poate că fata asta vrea din partea ta exact acea dovadă. Poate că asta are nevoie, da? Deci să-i demonstrezi nu are ce să caute băiat la mine în casă și că ai devenit bărbat. Bună seara, mătușo. Bună seara. Bună, Izabela. Bună seara.
până... Nu, stai acolo. Cai mare ești, băiatule, wow. Păi ce s-a întâmplat asta, că nu înțeleg. Vezi că ai cam multul pe... Ce s-a întâmplat, e frumos așa? Să-i furi iubita de sub nas? Spune și... Îți convine? Zici că am eu... Ceva cu ea. Am furat eu iubita? De ce am făcut? Nu, Sebastian, tu ești aici pentru că trebuie să... Îi spui lui Gabi ce s-a întâmplat și care e trecutul lui, pentru că tu mi l-ai zis și vreau să-l afle și el acum. Mătușă, ce se întâmplă? Ce legătură am eu în scandalul ăsta? Am înțeles că trebuie să aflu adevărul. Dar nu știu, și eu vreau să aflu. Ce se întâmplă? Păi ce nu știți? Ea este Izabela? Așa, este nepoata mea. Mai e cineva pe aici care nu știe pe Izabela? Sau? Da, sunt mătușa ei. Da, este cine mătușa Izabela? Mea. Cine? Nepoata mea. Izabela. Fata surorii mele! Gabi, tu și cu Izabela sunteți frate și soră, nu sunteți verișori. Poftim? Tu ai chef de glume? De ce m-ai adus aici? Se pare că glumesc? Ți se pare amuzant? Da, măi, fată, nu glumește nimeni, nu e adevărat. Îmi trebuie să aflați și voi adevărul, adică nu este... Băi, cum poți tu să vin în casa asta și să inventezi poveștile astea? De unde până unde? Nu ți-e rușine un pic așa? Nu ți-e rușine de maică mea? Dar maică tine a fost rușine de tine? Te mint o viață întreagă? Da, nu s-a v-a fost rușine. Nu am mințit, domnule, ce am mințit? Cu ce te-am mințit? Ziceți, doamnă Mioara. Dar n-am mințit. Am dreptate sau poate că am ascuns adevărul, dar nu am mințit. Cum adică? N-am inventat nimic, n-am mințit. Haideți să purtăm un dialog. Ai? Sunt perfect conștient că genul acesta de veste te dă peste cap și că ți se nasc brusc în cap un milion de întrebări. Dar haideți să o luăm treptat, până la urmă. Doamnă, ok, nu ați mințit, ci ați ascuns un adevăr. Exact. Gabi și Izabela sunt verișori sau sunt frate și soră? Cum să fie posibil să fim frați? E imposibil, n-ar vorbi în prostie aici. Spuneți-o, când sora ei este mama mea. Din păcate, doamnă, va trebui să spuneți adevărul. Ați avut acea șansă, acea oportunitate. Și iubita ta, Gabi, vorbea de încredere. Și în momentul de față, încrederea ta în maică ta, din păcate, e din ce în ce mai șubredă. Așa este. Te rog. Într-adevăr, da. Am avut o relație cu un fost coleg de serviciu, din care a rezultat Izabela. Tăi, că tu fiind bolnav, nu puteam, nu-ți dai seama ce zicea lumea despre mine. În timpul în care era tata bolnav, tu ți-ai permis să faci treaba asta? Da, a fost bolnav atâta timp. Ce să fac? De ce ai ținut-o departe de mine atâția ani? Poate și eu aș fi vrut o soră, ne-am fi ajutat. Era ai luat o decizie proastă. Lasă-te, rog, să spună. Era în joc reputația mea, îți dai seama ce-ar fi zis toată lumea. Mamă, reputația și, ta, da, copiii și... tăi sunt cei mai importanți. Gabi, lasă-o, te rog, să spună tot adevărul. Îți dai seama, probabil că ar fi vrut să ia aceste detalii din trecutul ei în mormânt pentru totdeauna. Așa este. Tatăl ei nu a vrut să o recunoască. Tu îți dai seama cum aș fi apărut-o tatăl tău grav bolnav? Cum ar fi fost să apar și eu să mă vadă lumea că am un copil? Mi-au venit toate la pachet. Tatăl tău a murit, eu a trebuit să-ți fiu și mamă și tată. Tu îți dai seama? Sora mea a fost singura care m-a putut ajuta. Păi și ea de ce a acceptat, doamnă, să... ca să vă ajute? Doar din dragoste? Sigur că nu avea copii și își dorea și ea copii. Nu putea? Nu putea să aibă copii? Nu putea să aibă copii. Și eu am fost ca o jucărie pentru tine? Nu ai fost pur și simplu să mă arunci și să nu-ți pese? Nu, am vrut să te iau înapoi. Dar mama ta nu a vrut să mi te mai dea. Crede-mă. Ai vrut? Da, am vrut să te iau înapoi. De aceea ne-am și certat. Mă iubești măcar? Îți pasă de mine? Normal, că da, am și vrut să te iau. Și cum te-ai interesat de mine? Dar dacă sora mea n-a vrut să mi te mai dea, atunci... Ce v-a forțat mâna, v-a șantajat că spune adevărul, s-a atașat de copil atât de mult, adică de ați ajuns practic să duceți această ranchiună? Da, la un moment dat mi-a spus că dacă o mai cer și insist, o să afle lumea adevărul. Mamă, mamă, mai și presus de... Și atunci am considerat că era mai bine să nu mai văd nici copilul, ci nici pe ea. Mai presus de imaginea ta, să știi că sunt mai importanți copiii. Și ar fi trebuit să ne țipă amândoi unul lângă celălalt, să creștem amândoi. Eu așa am considerat că a fost bine. Acum că am greșit, n-ai decât să mă judeci. Dar ești conștientă că ai greșit? Da. Crezi că ai greșit față de mine, că mi-ai ascuns toate treburile astea? Da. Izabela, dar tu ai simțit vreodată că ceva nu ar fi în regulă?
Eram curioasă de ce ele două nu se înțeleg și asta am vrut să aflu acum. Se pare că am aflat... Da, ți-am spus de ce. Nici nu știu ce să mai spun. Nici nu știu dacă pot să te mai văd vreodată, sincer. Atât timp cât tu ai renunțat la mine odată, de unde știu că nu o să renunți în continuare? Faci cum consideri tu, Izabela. Pentru că nu-ți pasă de mine. Te-a ajutat dacă... într-un fel faptul că ai aflat adevărul acesta? Da, m-a ajutat să știu adevărul și să știu să nu mai... să nu mai am nicio legătură cu tine. De ce ai venit tu din țările tale, de unde ai fost să fii aici să-mi bagi mie râcă în familie? Mi-era foarte bine și fără. Eu chiar n-am vrut să mă bag. Adevărul care este? Tu de ce ai vrut-o pe Corina? Doar ca să nu o aibă Gabi, de fapt, nu? Nu, eu n-am nicio treabă cu tine, ți-am mai zis. Dar mie chiar îmi place foarte mult de tine. Nu însemni absolut du-te nimic pentru mine. Du-te la ea. Pa. Nu cred că puteți să-i spuneți așa ceva Izabelei. Și sora mea are nevoie de un copil. Cum de vă lasă sufletul să o lăsați pe fica dumneavoastră să plece așa? De ce era să-i fac? Dacă nu mă vrea... Măi băieți, eu vreau să plec undeva departe, să nu mai am de-a face cu nici măcar unul dintre voi, să nu vă mai văd în fața ochilor, pentru că nu puteți să-mi spuneți mie că vreți să stați cu mine sau poți să-mi spui tu mie că mă iubești, da? S-a terminat absolut orice. Nu, nu vreau să mai auzi, s-a terminat absolut orice. Adio! Mamă, eu am crezut că avem relația perfectă, mamă-fiu. Și ne-am bazat întotdeauna pe încredere amândoi. Ce facem acum? Da. Ce vrei ce să facem? Ia-mi gâtul, poftim. Ce vrei să fac acum? Ar fi trebuit să... Dacă aș putea șterge totul cu buretele, dar nu mi-ar pot. Mi-ar fi plăcut să am o surioară mai mică de care să am grijă. Te-ai gândit vreun pic și la mine? Ți-ar fi plăcut, dar atunci nu era momentul. Ți-am zis, stai că tu... De ce dat? Eu să apar cu copil? Cum ar fi fost? Acum... Cum ar fi fost vis-a-vis de ce, mamă? De imaginea eram ta, de omul, de imagine? Eram tânără, atât am judecat eu atunci. Nu, atunci nu, acum mintea. Vă cereți scuze în continuu. Da, după față ce de fiul nu ați meu, vrut față să-i de spuneți adevărul. După ce nu ați vrut să-i spuneți adevărul și v-am rugat să-i spuneți adevărul de 100 de ori, nu ați fost de acord și acum când v-ați văzut cu mâța în sac, ați început să vă cereți scuze. Poate că am vrut să-i protejez și pe el. Care e aici. Ea nu și-a cunoscut adevărata mamă pentru că dumneavoastră ați fost prea plină. Ma, nu mai țipa la mine, tu nu mai țipa la mine, da? Păi cum adică să nu țipi? Nu ai niciun drept tu să țipi la mine. Doamne, gata, că nu-i treaba noastră să-i împăcăm pe ei. E problema lor. Nu e treaba mea să-i împac pe ei doi. Da, chiar nu e treaba mea. Plural cu ea, că e treaba voastră. Băi, lasă-mă în pace, că tu nu ai treabă cu ea, gata. Cum să n-am treabă cu ea? Păi ce treabă e cu ea? Păi uite că sunt de 2 ani împreună cu ea. Lasă, că nu o să mai fi împreună cu ea. O să vezi că o să fiu. Lasă. O să fiu. Vede. Cu tot, cu banii tăi, cu tot, cu statutul tău social, cu tot. O să vezi că o să fiu. Nici nu trebuie să mă rup. Sebastian, era singura femeie de pe fața pământului care ți-a făcut ție cu ochiul? Da, mie. Înțeleg că ai fost plecat prin lume, că ai umblat. Înțeleg că o duci bine. Bravo ție! Bănuiesc că și oportunități. Ai avut foarte multe. Nu, chiar... De ce a trebuit tu... Să râvnești, să poftești la ceea ce este a lui Gabi. Pentru ce? Cine ești tu să faci afirmații de genul femeia asta nu e pentru tine, merită mai mult. De ce? Dar cine nu îți sunt dă eu cineva, nu. Doar că așa s-a nu sunt merit... lucruri pe care tu le-ai spus cu gura ta? Ba da, dar eu nu am... Deci eu până acum nu am avut timp, nici nu m-am axat pe chestia asta cu relații, cu îndrăgosteală, cu fete, cu așa. Dar am avut foarte mult de muncit, am avut foarte mult de învățat. Și te-ai întors trebuit... în țară, l-ai văzut pe Gabi, bine mersi, fericit, împreună cu Corina. Bine mersi, și fericit. Și în loc să te bucuri de faptul că și-a găsit o fată, te-ai gândit să ce? Dar nu m-am gândit să fac nimic, am văzut-o pe ea nefericită, foarte nefericită. Tu știi... Gabi o făcea nefericită? Sau, mă rog, doar Gabi? Mama lui Gabi mai mult. Oricum și... nu era treaba ta. De ce ai venit tu din țările tale, de unde ai fost să fii aici să-mi bagi și mie râcă în familie? Mi-era foarte bine și fără. Eu chiar n-am vrut să mă bag. M-am trezit aici. Cum te-ai trezit aici? Ți s-a pus pata pe ea, ai venit câine pe aici, hai să bem o bere, ai nu știu ce. Și acum imediat... Ia stați puțin. Ce legătură am eu în toată cearta voastră? Tu vrei să îi fur lui iubita? Eu de ce sunt aici? Doar vă folosiți de mine sau ce? Draga mea,
te sfătuiesc să stai departe de această femeie, pentru că este cel mai rău om. Cel mai rău om care poate să existe. Și să știi că eu nu vreau să mai aud absolut nimic despre tine, iar mama mea adevărată este cea care m-a crescut. Da, confirm. Și tu nu însemni absolut Du-te nimic la pentru ea. Mine. Du-te la ea. Pa. Nu cred că puteți să-i spuneți așa ceva Izabelei. Și sora mea are nevoie de un copil. Măi, Gabi, tu vezi cum e mama ta cu adevărat? Tu îți dai seama că ea și cu tine m-ați împins spre Sebastian? Tu îți dai seama de chestiile astea? Nu, te-ai dus singură, nu te-a împins nimeni spre Sebastian. Nu. Te-ai dus că ți-a plăcut. Poate te-am împins. Dar n-am făcut nimic cu el, nici măcar nu ne-am făcut. De unde știm noi că n-ai Mamă, făcut nimic cu el? Poate Ei. Te-am împins spre poate o despărțire. Dar nu spre Sebastian. Ok, pretinzi că nu s-a întâmplat nu nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Atunci poate ne explică Sebastian urma de pe gâtul lui. Păi... Nu sunt făcute de ea, dacă asta insinuezi. Nu am făcut parcă nimic. Parcă era femeia de care te-ai îndrăgostit, nu? Ba da. Parcă era femeia pentru care... Parcă tu nu cochetai cu ideea asta, cu relații, cu așa, parcă tu ai fost serios. Nu așa s-a exprimat? Adică dacă nu tu ești cea care și-a lăsat amprenta, până la urmă spune adevărul. Adică ai venit aici acuzându-i pe ei că nu spun adevărul, că ce familie de mincinoși. Până la urmă, adevărul care este? Tu de ce ai vrut-o pe Corina? Doar ca să nu o aibă Gabi, de fapt, nu? Nu, eu n-am nicio treabă cu tine, s-a mai zis. Dar mie chiar îmi place foarte mult de tine. Ok, poate. Ok, nu. Îmi place mult de tot de tine. Și ți-a mai zis. Nu să le dă gât. Puțin, parcă la un moment dat ați avut o discuție. El aproape că te-a cerut de nevastă, că te duce la biserică. Adică, da, poți să-ți oferi tot ce vrei tu. Vreau să mă căsătorim. Cu vrăjeală din asta umbli? Adică le schimb chiar așa? Nu este vrăjeală, omule. E ca toate femeile la putere. Mai devreme ai spus că ai fost-o supărată și că, vezi, doamne, ai vrut să o ajut. Eu oricum... Arăta foarte bine. Arăta foarte bine și trăia foarte bine. Eu oricum am luat discuția dintre noi ca un fel de, nu știu, nu a fost pe bune nici măcar o secundă pentru mine. Cum să fie pe bune? Înțelege că ea în tine a văzut doar un refugiu atât. Pe mine mă iubește și cu mine vrea să rămână. O să vezi tu. Lasă-mă să vorbesc și eu, te rog frumos. Te rog. Îmi pare rău că spun asta, n-am vrut să-ți fac nici măcar o secundă rău. Dar hai, lasă, nu-ți mai pară rău așa. Te rog. Tu pentru mine ai fost ca un refugiu. Știu că nu s-a întâmplat nimic între noi. Știu că am avut mai multe conversații în care ne tutuiam, în care discutam despre posibilul viitor al nostru, dar n-a fost pe bune în momentul în care... Dar ce a fost? Ai folosit de mine? Sau... Nu. Nu, eu ce am fost... Iau, are bani, are nu, ce nu, vrea, nu, el, eu nu? Am fost doar într-o pasă cu asta. Ia, nervos și acum. N-am știut cum să reacționez și neavând pe nimeni, și mai găsit pe mine, prost. Bă, ridicam tonul aia la mine în casă. N-am profitat. Vorbește normal, că ea vorbește normal cu tine. Hai să spunem adevărul până la urmă, da? Suntem bărbați sau ce suntem? Ai văzut-o, ai plăcut-o, ai vrut să fie a ta. Ți se pare fair play? Ți se pare cinstit și onest? Omule, nu este un obiect. Nu-i ca și cum am intrat în casă, am văzut, da, exact am luat și am plecat. Exact așa te-ai comportat. Așa a fost crescut, să aibă totul la picioare și... Păi și normal. Tu ne compari pe noi doi, pe bune? Uite-te puțin la tine și uite-te puțin la mine. Din punct de vedere al caracterului și al educației, sunt mult peste tine. Da, de aia. Sunt mult peste tine. Stai puțin, stai, nu, stai că ai zis de caracter, ai zis de caracter. Care caracter? Că tu nu ai caracter, tu nu ai o personalitate a ta. Cum să nu am un caracter? Tu nu ai o personalitate a ta, tu nu ai un caracter. Tocmai, că nu vreau să mă cer și vreau să repar, am vrut, de fapt, să repar relația între voi două, asta înseamnă că am caracter. Pentru că vorbesc în momentul de față cu tine, care după o relație de 2 ani ai fugit la vecinul de vis-a-vis. Asta înseamnă că am caracter. Din cauza ta am fugit. Că dacă nu, îți închideam ușa și la revedere, nu vreau să te mai văd niciodată. Cred că asta ar fi fost normal să fac. Dar nu pot să fac treaba asta, pentru că ți-am spus că te iubesc și încerc să te înțeleg. Și încep să te cred că ai văzut în el doar un refugiu și doar un prieten. Deci eu nu am cum să mai stau de vorbă nici măcar o secundă cu tine, ai înțeles? Ești de cea mai joasă speță, frate, nu mai pot să vorbesc cu tine, hai, pa! Stai, unde pleci? Unde plec? Stai! Doamne, buf! Stai, te rog! Doamnă! Ce? Cum de vă lasă sufletul să o lăsați pe fica dumneavoastră să plece așa?
Ce era să-i fac? Dacă nu mă vrea... Pot înțelege faptul că e bulversată de aflarea acestei vești. Nu înțeles, dar o lasă să facă ce vrea. Adevăr, o va chinui nițel. Și pe mine mă chinuie, da. Treaba asta, ce pot să mai fac? Nu credeți că... E tardiv, nu mai pot să mai fac nimic, ea nu vrea. Nu gândiți așa și îmi pare rău că nu vreau să considerați că vă dau eu sfaturi. Au fost foarte mulți ani în care nu v-ați vorbit cu sora dumneavoastră. Haideți, poate e momentul oportun să îngropați acel trecut urât. Da, nu știu ce să zic. Domnul Ernest, credeți-mă, a fost una dintre cele mai grele zile din viața mea. Nu știu, acum am gândurile răvășite, împrăștiate. O să, nu știu, vreau să mă retrag, că nu mai pot. Nu știu, o să văd, o să iau o decizie, o să iau legătura cu sora mea. Chiar nu mai pot, nu mai pot. Nu mai pot, nu mă simt bine. Stai, Corina! Ce mai vrei? Te rog! Nu, te rog frumos, nu pune mâna pe mine, stai la depărtare! Te rog! Ce mai vreți? De ce chestiile astea? De ce ai făcut toată chestia asta cu mine? Cum adică de ce am făcut toată chestia asta cu tine? Recunoaște și tu că te-ai folosit de Gabi până acum. Și tu ai încercat să îl faci pe Sebastian să se simtă prost. Tot timpul a fost ceva între voi, a fost o altercație. Eu nu pot să stau nici cu tine și nici cu tine. Ai înțeles? Tu nu m-ai iubit nici măcar o secundă. Ba, nu m-ai iubit. Nu e adevărat. Nu poți să zici că m-ai iubit și să te comporți cum te-ai comportat tot timpul cu mine. Am fost ca ultimul om. Exact ca ultimul om am fost. Ți-ai bătut joc de mine tot timpul. Nu poți, fii atent. Nu poți să spui că mă iubești când tu nu ai arătat o secundă chestia asta. Da? Nu poți să o întorci ca la Ploiești. Nu poți acum să fii de partea mamei tale, după să te schimbi de partea mea, când eu am încercat tot timpul să-ți arăt ție adevărul. Ai înțeles? Nu l-ai văzut. Acum e prea târziu să te întorci la mine. Acum, și... dacă mama mea a avut ce a avut în trecutul ei, de ce trebuie să se răsfrângă asupra noastră? Măi băieți, eu vreau să plec undeva departe, să nu mai am de-a face cu nici măcar unul dintre voi, să nu vă mai văd în fața ochilor, pentru că nu puteți să-mi spuneți mie că vreți să stați cu mine sau poți să-mi spui tu mie că mă iubești, da? S-a terminat absolut orice. Nu vreau să mai auzi, s-a terminat absolut orice. Adio! Toată viața mea m-a urmărit. M-a urmărit oamenii cu banca în tine. Eu n-am avut și eu liniște. Măcar mă simt și o dată ca tine. Ești fericit? Corina a dovedit că este o fată puternică. O fată curajoasă, care, chiar dacă nu are pe nimeni care să o ajute să își facă un drum în viață, nu acceptă compromisul. Și sunt sigur că va găsi băiatul potrivit. Cât despre Gabi, el nu va putea niciodată să fie stăpânul propriei vieți până când nu va pleca din casa mamei lui. Se pare că asta va face, urmând ca doamna Mioara să primească, din păcate, exact ceea ce merită. Singurătatea. Vine mami, tati, nu știu, tata, dar nu știu dacă vrea să vină. El nu vrea să vină. Nu pot să-l conving sub nicio formă. Poate în vizită o să mai vin, dar acum nu vin. E, nu, dar acum e singur, la asta mă refer. Păi că... sunt singur, da. Ce, asta e bine? Dar de ce nu răspunde la telefon? Trebuie să te sun pe tine. Ia, de ce nu răspunde? E, de florile mărului. Zi mersi că ai pe cine să sun, dacă nu-ți răspunde ea. Crezi că stăm toată ziua pe telefoane cum stai tu? Zi-mi pe nume. Nu mai zice domnul. Că deja am o vârstă, mă faci și mai în vârstă decât sunt. Nu știu cum să îți zic. Costel? Costel! Deci ce faci tu aici e de neînchipuit. Nu știu, încă o dată te întreb. Pe mama ai anunțat-o ce faci tu în casa pe care ați făcut-o împreună și ați muncit împreună la ea? Ce drăguț, ursulețule. Să-mi spui că nu-ți place ceva? Ca să da, îți dai seama că spun. Eu v-am sunat pentru că vreau să divorțez. Vă e clar? Da, divorțez, stai puțin! Vrei să divorțez? Eu voi trimite pe mama în țară să-și ia partea, nu are de ce să stea în partea mamei mele! Au setit-o,
să nu te mai prind cu bărbatul meu și în casa mea, că nu știu, dau cu tine de pământ, știi ce? Dau cu tine de pământ, fii atent ce spun, fii atent, ăsta e un avertisment. A doua oară nu te mai avertizez, a doua oară dau cu tine de pământ, de pământ dau. Fii atent ce ți-a spus, fii atent ce ți-a spus, ăsta e un avertisment, atât să ții minte. Hai să te văd măcar.